Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat astăzi în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest o masă rotundă la care a fost promovat conceptul și strategia de specializare inteligentă. O astfel de acțiune de promovare este necesară în condițiile în care în perioada 2021-2027 România va beneficia de fonduri de aproximativ 7 miliarde de euro prin politica de coeziune, dedicate sprijinirii activităților de cercetare, dezvoltare și inovare ale IMM-urilor sau companiilor mari. Aceste sume vor fi disponibile pentru proiecte ce se aliniază cu strategia de specializare inteligentă a regiunii nord-vest. Beneficiari eligibil pot fi și companiile, universitățile, administrațiile publice locale, asociațiile sau fundațiile și structurile de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă din Maramureș. Evenimentul a stârnit interesul, astfel că sala în care s-a desfășurat a fost plină.